Hai să fim super și astăzi cu eroul nostru, Gică Craioveanu. Gică, ai fost descoperit de Constantin Ștefan, Dumnezeu să-l ierte, un antrenor foarte bun. Ce crezi că a văzut la tine în acel moment? Da, Fane Marlau. Nu știu, dar sunt, i-am fost și sunt și îi voi fi recunoscător toată viața, pentru că m-a ajutat foarte mult în carieră. Eram copilul lui, să spun, de suflet, îmi făcea cadou ciocolată după meciuri, după fiecare meci în care jucam. Dar fiind un pic, el a văzut că am ceva talent, dar fiind un pic puturos... Erai puturos? A fost cam puturos la fotbal, că eu credeam că din talent se poate trăi. Aha. Și am greșit. Că talentul fără muncă ești nimeni, ești zero sau minus unu, înțelegi? Dar el mi-a deschis un pic ochii, am jucat după aia la Constructorul cu Nea Florin Ignat și la fel m-a ajutat teribil și m-a învățat să fiu mai rău. Și liga în care se juca era o ligă dificilă, deci să rău funda și pe tine, nefiind camere, nefiind... Era un fotbal de nămol, să zic. Nu era erai un... bătăios? Am devenit bătăios după aia. Dar mi-aduc aminte în multe momente cu Fane sau cu Constantin după aia de la FC Argeș, cu CFR-ul, cum îi spuneam noi. Aveam momente când dădeam un gol, să zic, în minutul 10 și până în minutul 35 stăteam la umbră. Nu pot să cred. De ce făceai pauza asta? Făceam, îți luai un moment de respiro? Da, râdeam așa, mă uitam prin tribune. Ai fost un fotbalist atipic. Am fost atipic pentru că eu, de exemplu, la meciul cu Ungaria, care știe puțină lume, sau eu când am scăpat singur din terenul meu, am driblat, am scăpat singur așa? Cu portarul, am dat așa și deja vreau să fug să mă pup cu piții și am dat pe lângă poartă. Nici nu vreau să cred. Bine, eram prieten foarte bun cu piții și îți dai seama că la națională era greu să ajungi pentru că erau jucători foarte buni, da. Și am vrut să-i dedic golul. Ce gol să-i mai dedic? I-am dedicat o ocazie uriașă. Da, după aia ți-am spus cu timpul, cu anii, mi-am dat seama că trebuie să muncesc mult. Și mai ales, și pare paradox, cel mai mult am muncit dintre 37 și 38, ultimul an al carierei. Deci de când aveam 37, n-am pierdut un antrenament la Getafe, în prima divizie. Mi-aduc aminte de Oscar, de preparatorul fizic, spunea, bă, Gicane, mai stai și tu o tură sau două. Pă... Te menaja? Da, vrea să mă menajeze, că îți dai seama, era o vârstă totuși. Și n-am vrut, din orgoliu. Deci din orgoliu ăsta să demonstrez că pot să fiu la fel cu ceilalți, care erau pe avioane pe lângă mine, mulți dintre ei. Da, dar tu ai avut ceva în plus. Lovitura ta fulgerătoare... Da, asta a venit cu exteriorul, nu? Da, asta care a făcut în conjurul lumii. Cum ai descoperit-o? La antrenamente. Lucram foarte mult și ți-am spus, primul care mă ținea mult sau mă ajuta să rămân după antrenamente era Pițurcă. Mă învăța să trag din partea stângă, din partea dreaptă, din centru, să scap unul contra unul cu portarul, să finalizez. Și îți dai seama, e un recurs în plus lovitura cu exteriorul. Iar știu la ce te referi, la acel gol cu Barcelona, da. S-a terminat meciul, am avut 222 de mesaje, că înainte nu exista WhatsApp, nu exista nimic. Da. Și aveam telefonul la Motorola de nu se mai termina. Parcă era cărătnic. Și le-ai citit pe toate? Le-am citit pe toate, păi erau 3 ore jumate de la Barcelona la Villarreal. Da, și prezii după aia ne-a dus în piață, că se adunaseră o grămadă de oameni acolo să cânte, să ne primească cu flori și cu zâmbete. Cu cine te-ai înțeles cel mai bine în perioada aia? Cu Javi Gracia, care îi mulțumesc enorm, actualul antrenor al Valenciei, pentru că m-a ajutat foarte mult cu Spaniola. Stătea mult timp cu mine și mă învăța, zicea, Gicane, vorbește că te corectez eu, chiar dacă greșești, să nu-ți fie rușine să greșești. M-a ajutat enorm. Și ne-am înțeles foarte bine. După aia cu Darko Kovacevic, din jucătorii de afară, cu Darko. A fost coleg cu mine 2 ani la Real. Care a fost rivalul tău în fotbal? Cel mai nesuferit era Pujol.
De ce? Păi îl driblai de trei ori și căpățânosul era și a patra oară. Să-l mai driblez încă o dată. Bă, dar tu nu obosești, înțelegi? Era, avea caracterul ăla frumos de... Da, da, era foarte, foarte greu de depășit și ai văzut, a făcut o carieră uriașă ca, da, ca fotbalist, da, campion european, campion mondial, dar era foarte obositor, eu chiar îl certam, zic, bă, puștule, mai stai și tu. Dar nu te ambiționa chestia asta? Ba adică da, să-l da, depășești? Te ambiționează, dar cred că și pe el îl ambiționa, înțelegi? De asta, eu cred că el a ajuns atât de bun fotbalist datorită faptului că era... Avea caracterul ăsta de câștigător, de învingător. Că altfel, el așa talent cu mingiuța, îl cam mușca mingiuța, știi? Da, era bun, era bun. Pe lângă lovitura ta, pe care o știm cu toții, ce alt talent în fotbal consideri tu că mai aveai? Pe lângă viteză? Driblam foarte bine în viteză, care era un lucru pozitiv pe timpuri. Și centram. Eu cred că în Spania, sincer, am mult mai multe asisturi decât goluri. Pentru că și mai ales că jucam al doilea vârf. Eu n-am fost niciodată un nouar, stilul da, pur da. De nou, cum era, de exemplu, Cămătaru. Da, sau Dudu Georgescu sau cine vrei. Îmi plăcea să vin din spate, cu mingea la picior, să... Na. Cu capul nu, pentru că deci eram penibil. De penibil, ce spui penibil. Asta? Nu știu, mi-a fost de mic frică așa să nu îmi spar capul. Nu știu, că am primit, uite, nu am cartilagiu decât... sunt operat de trei ori la năsuc, de la coate. Da. După aia dreptul, cu dreptul era decât pentru autobuz, n-a nicio șansă. Cu toate că mai dădeam cât un gol așa din întâmplare. Nu ai vrut să renunți la cetățenia română? Niciodată. De ce? Pentru că puțină lume înțelege, mie mi-a cântat imnul de foarte multe ori. Și acelor goliu, știi, noi când ieșeam pe teren și cânta imnul, tremura pielea pe mine, înțelegi? Și sunt pe lista neagră a Spaniei pentru că am refuzat. Am fost să declar cetățenie, să-mi dea cetățenie și era un judecător, că așa se face. Asta când se întâmpla? Jucam, cred că a fost al doilea an la Getafe. Aveam dreptul după 10 ani să-mi iau. După 10 ani, da. Dar nu am cerut-o niciodată, pentru că nu au fost probleme, dar prezii de la Getafe m-a rugat, Gica, că așa îmi spune toată lumea în Spania, Gica, vreau să devii spaniol, pentru că vreau să mai aduc un străin. Și când am fost și m-a pus să renunț la cetățenia mea, n-am vrut. Ce? N-am vrut, pur și simplu. Și ei te pun automat pe o listă neagră. Iar și mai ești acum? Voi fi toată viața. Pentru că îți dai seama că nici pentru ei n-a fost ok să-i refuz. Da, pentru că mi-o aprobaseră deja cetățenia. Și n-am vrut. Când am auzit că nu pot să am dublă cetățenie, n-am mai vrut. S-a supărat prezii, s-a supărat mie indiferent. Dar asta vreau. Și sunt orgolios, nu te mint că sunt orgolios. Văd, da. Pentru că asta sunt român, nu sunt spaniol. Ce apreciezi cel mai mult la românii care s-au stabilit în străinătate? Gianina, e greu să spun un lucru. Apreciez foarte mult pe cei care muncesc și ne-au făcut o imagine bună, ne-au creat o imagine bună. Sunt și foarte multe persoane care ne-au stricat un pic imaginea și au fost... Acum mai e liniște, dar a fost o perioadă foarte, foarte periculoasă. Înțelegi? Bine, și ei au avut așa, nu știu, tendința să ne scoată mereu numai lucrurile negative. Înțelegi? Dar eu cred că ne-a ajutat foarte mult și consulatul și consulul României, domnul Helvig, care a creat parcă o altă imagine, ambasadorii României care au fost acolo și au vrut să ne integrăm mai ușor și chiar ne-am integrat ușor. În construcții vezi aproape numai români, că noi suntem meseriași și mai ales generația mea sau înaintea mea. Da. Mă bucur să văd români care înstăriți, care datorită lor au ajuns unde au ajuns. Cum te-ai simțit atunci când ți-ai văzut pentru prima oară poza în ziarul din Spania? Da, orgolios, mândru. Da? Da, îți dai seama, mândru. Și mai ales am câteva lucruri bune care mă mândresc și mă voi mândri toată viața. Când clubul a împlinit 100 de ani de istorie,
a votat lumea cel mai iubit jucător și am fost ales cel mai iubit jucător străin. Străin. Străin, că au fost Real Sociedad, e un club enorm în Spania, uriaș. Și mi-au dat mie. Zic eu, uite-mă, o globuță de la Slatina. Oamenii ăștia chiar au vrut să te ia acasă la ei. Da, dar știi care-i treaba, Gianina? Vezi tu, la San Sebastian e foarte greu să intri în inima unui om, pentru că sunt reci. Dar odată ce ai intrat în inima lor, nu mai ești niciodată, ești pe viață în inima lor. Înțeleg? Și eu am încă am penia, grupul fanilor, după 20 ceva de ani de când am plecat de la Real. Pentru mine e altă mândrie. Da, dai seama că mă sună, mă invită la San Sebastian, la mese, la... E ceva frumos pe care eu îl apreciez. Dacă nu ai fi ajuns fotbalist, ce ți-ai fi dorit să devii? Sincer? Da. Cântăreț. Da. Cântăm ceva, te rog din tot sufletul. Cel mai mare antitalent care l-ai văzut vreodată. Deci nu vreau să fugiți toți din da, platform. Uite, nu ne aude nimeni, cântăm mie. Nu, nu, păi ce vrei, să fiu ridicol? Păi, dar uite, o să fiu amândoi, când și ține eu cu tine. Ține cu echipa noastră. Deci nu, deci chiar plângi dacă m-auzi cântând. Și încerc, cânt ca... Dar ce-ți place să asculți? Romanțe? Mi-a plăcut enorm, Queen. Queen? Da, și mi-a plăcut enorm. Am crescut cu Freddie Mercury și chiar a fost un cântăreș și un grup uriaș, enorm. Deci, pentru mine, cel mai bun. S-a schimbat mult muzica, nu mai muzica de pe timpuri. Mai se fac melodii bune, dar 90% te doare capul. Da, ce muzică. Ce muzică ascultă fiul tău, nu? Probabil. Nu, Alejandro, să știi că nu. E cu un pic cu house, dar nu foarte mult. Dar nu house-ul ăla nebun. House-ul ăla mai liniștit, mai light. Ce actori îți plac? Am fost fan tot timpul Al Pacino, tot timpul Anthony Hopkins și Robert De Niro. Chiar m-au sunat săptămâna trecută să facem un film împreună, dar a trebuit să-i refuz, că am agenda foarte încărcată. Pentru că stai puțin, nu mai glumi, pentru că tu chiar ai jucat într-un film. Da. Taci sau faci? Da. De Iureu Iuncașu. Ce ai făcut în filmul ăla? Pe ce post ai jucat? Procuror spaniol venit, da, pentru că era o rețea de trafic de femei și trebuia să rezolv cazul și, bineînțeles, l-am rezolvat. Da, am râs. A fost foarte mișto. A fost foarte mișto la filmări. Foarte frumos. Ai jucat cu mulți tineri, nu? Da, cu Viziru, cu Leven Sali, da. Sandra Izbașa, care pentru mine, îți dai seama, a fost o bucurie să o văd, pentru că totuși a fost una dintre sportivele noastre top. Dacă s-ar face un film despre tine, cine ai vrea să joace rolul tău? Anthony Hopkins. Oh. Oh, mon Dieu. Nu, dar chiar mi-a plăcut și mi-aduc aminte. Am văzut filmul, cred că, de 32 de ori. Cred că am bătut toate recordurile. Când joacă primul cu Hannibal Lecter, Tăcerea meilor. Da. Când face... Deci, cum face? M-a impactat, mi-a plăcut foarte mult. Poți să-l mai pui și o dată să-l văd. Da, când vorbește cu Clarice. Cum a fost perioada asta pentru tine, pandemia? Îngrozitoare. Prima zi când au închis Madridul, cred că am povestit, am ieșit pe stradă cum ieșeam să alerg mereu. Și m-a oprit poliția. Și m-a zis, acasă, hai, du-te ușor. Te știe toată lumea acolo. Păi îți dai seama, am jucat la Hetafe, poliția venea la multe meciuri și mă știu și mă văd acolo și du-te acasă. Să nu mai ieși, că nu vrem să te amendăm, dar o să te amendăm. Da. Și îți dai seama, o luam după aia de nebun pe scări, urcam scările, coboram, da, până mi-am rupt ligamentele la gleznă. Povestește-mi cum a fost perioada la Hetafe. Ca și jucător, ca și conducător? Ca și jucător. Păi foarte bună a fost din mai multe puncte de vedere, pentru că am ajuns la o echipă modestă, o echipă care a jucat atunci în divizia B. Mi-aduc cu plăcere aminte că e unicul cantonament din viața mea în care am pus 2 sau 3 kg. De ce? Păi dacă ne dădea... Nu mai făceam medicul normal la Villarreal, care e un club serios sau foarte serios.
Am ajuns la Hetafe, făcea meniu antrenorul. Și mister venea cu sandvișuri de alea, după aia, eu ce știu, cartofi prăjiți înainte de antrenamente. Deci, total aiurea, ce avea el poftă? Să mănânce de la toată echipa. Și ne-am îngreșat, îți dai seama că nu poți să nu mănânci când ai două sau trei antrenamente pe zi. Da, Felines, e unul dintre idolii mei, a fost mare jucător la Raio. Un piticuț, așa, fâșneț. Și ne dădea numai aiurea mâncare. Deci, total. Și a fost primul și unicul cantonament din viața mea în care m-am îngreșat. Și mi-era o rușine, îți dai seama, că și mai ales la 34 de ani, deja e mai greu să dai kilogramele jos. Care au fost defectele tale ca tânăr fotbalist? În afară de puturos? Da. În afară de faptul că erai atipic, nu mai spune că erai puturos. Atipic. N-aveam joc bun de cap. Și la început dispărea mult din joc. Pentru că ți-am spus, dădeam un gol și zic, gata, mi-am făcut treaba. Auzi, dar lumea se prindea de chestia asta? Mă, îmi spunea foarte multă lume. Măgicane, vezi că din minutul 13 te-ai tras la tribuna acolo să-ți dea umbra un pic la chelie. Înțelegi? Da. Și spui, mi-am făcut treaba, gata. Și după aia mi-am dat seama că trebuie să faci altceva mult mai mult decât un gol. Pe ce post ai jucat prima oară? Am jucat mijlocat stângă, am jucat al patrulea la mijloc, cum se juca pe timpuri în romb, da. Jucam în spatele vârfurilor, că se jucau cu două vârfuri. Am jucat și nou arc, cu toate că nu mi-a plăcut niciodată, și mai ales din cauza faptului că stăteam cu spatele la poartă și trebuia să mă bat cu coatele și eu nu sunt bun la asta. Și cel mai mult am jucat al doilea vârf. Ți-a plăcut mai mult? Cel mai mult, pentru că îmi lăsa foarte multă libertate în joc. Eu cred că e postul unde se pot decide. De-aia zecarii, să zic așa, sau sunt atât de apreciați în fotbal, pentru că au și gol și au și ultima pasă. Acolo mă simțeam eu în largul meu și n-alergam atât de mult în spate. Eu ți-aș fi dat un Oscar în perioada aia. Erai și un foarte bun actor pe teren, cred că, nu? Îi făceai să râdă? Mă, da, îi făceam să râdă, îți dai seama. Dar îmi spunea Albelda, care după aia a ajuns mare jucător la... Sau Gabi Fernandez, care a fost capitan la Atletico Madrid atâția ani. Îmi spunea, băi, Gica, tu când vezi centrul terenului, te oprești. Nu mai alerga. Dar bagă-ne bănuți în buzunar. Înțelegi? Și trebuia să mă râi și eu să alerg până la... Asta era, așa m-au crescut băieții mei, da. Dar te-ai gândit vreodată să devii portar? Nu. Nu te-a pasionat? Nu mă pasionează. Situația asta. Și am prieteni foarte buni portari. Cine? Pe Lobby, Juan Kenobi, l-am pe Stelică. Asta e cum ai spus? Lobby, Juan Kenobi? Lobby, de Lobby, ce? Lobons. Da, păi a crescut cu mine. A, okay. A crescut cu mine, copilul meu. E născut și în Hunedoara. Stelică. Mi-am adus aminte de ceva, iartă-mă. Ești născut pe 14 februarie? Of course. Ești iubăreț? Cam da. Mă îndrăgostesc cam ușor. Da, cum după aia trece. Ah, ok. Păi după aia poate să întreacă, depinde. Și îmi iubesc enorm copiii asta, chiar că e... Da. Și în cariera ta ai iubit mult? Până am să iubit, te... am iubit și eu am alt lucru pozitiv. Pun pasiune în tot ce fac. Deci mie îmi place ce fac. Că eu zic că fără pasiune nu faci nimic în viață. Da. Dar bine, am avut și o scuză frumoasă cu 14 februarie, ziua îndrăgostiților. Așa? Nu știu ce. Spunea soția să-mi aduc și mie o floare. Zic, azi nu. Azi nu, că azi e ziua mea, azi nu fac cadouri. Mâine, pui-mi e data. Doamne, nu pot să cred așa ceva. Și dacă se supăra pe tine? Ce? Se supăra pe tine? Nu, îi trecea dacă se supăra. Îi făceam pe 15, îi făceam o cutie de buboane, o floare, o carte, ce vrea. Dar pe 14 nu. Da, era ziua ta liberă. Da, să vină cadouri la papi. Așteptai dragobetele. Da. Auzi, da, o prostie așa mare, mare, în perioada aia ai făcut cu colegii tăi? Mi-aduc aminte că am sărit gardul, am dat gol cu Valencia pe 14 februarie. Era derby valencian și am sărit gardul și am luat cartonaș galben și n-am jucat următorul meci. Dar așa prostioare... Vezi, mie nu mi-a plăcut să ies la discoteci. N-am fost un tip care i-au plăcut nopțile.
Bine, în perioada aia nici nu prea exista. Da. În schimb, îmi plăcea foarte mult să mă duc cu colegii la cină. Noi, la 2-3 săptămâni, aveam cină de echipă. Și de multe ori eram capitan. Dacă nu venea unul, știi că era amenda a doua zi la locul lui. Și, în schimb, mi-a plăcut tot timpul să cinez și să beau un par, două de... Pe mine Zaibărul m-a ținut până la 38 de ani, în formă, să știi. Și am spus-o mereu, de când sunt copil. Ți-a dat putere. Îți dădea putere, îți dădea tărie și orgoliu, așa... Tupeu pe teren. Dar de joi nu mai aveam voie. De joi, interzis. Cum vă pedepseau antrenorii în perioada aia? La normal, la bani. A, la și bani, vă ostura? Făceai prostii. Păi, piți, m-am enervat odată și am luat o mingea, am trimis-o în tribune. Dă-i drumul la vestiare. Și mi-a dat amendă 100 de dolari, că euro nu exista, un 95. Și m-a trimis la vestiare. Da, s-a supărat piții pe mine. L-a iertat? E, m-a iertat el. După aia m-a certat iar, că am dat un gol sau două, am bătut la Cluj. Și prin minutul 81 m-a dat accidentat. Mă, și eu intru în vestiar, credeam că mă felicită piții. Mamă, ce ceartă mi-a dat. Un capitan nu face asta niciodată, să nu te mai văd. Am tăcut, m-am ascuns, ce să fac. Da. Ești minunat, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Aș mai fi stat încă o oră, cel puțin. Mersi din suflet. Îți mulțumesc.